7 persoane din Deva, 2 adulți și 5 copii au supraviețuit printr-un miracol. În miez de noapte s-a dat alarma la unitatea de pompieri salvatori din Deva. Aceștia fiind solicitați la o casă din Deva, unde întreaga familie prezenta simptome de intoxicație cu gaz, casa în care locuiau fiind încălzită cu butelii de aragaz. În cele din urmă, părinții și cei 5 copii ai lor au scăpat cu bine, fiind scoși din casă de pompieri și transportați cu ambulanțele la urgența din Deva. Pompierii detașamentului Deva au intervenit aseară în jurul orei 23 la o casă de locuit din municipiul Deva, unde, în urma unui apel la 112, s-a anunțat că 7 persoane, 2 adulți și 5 copii, s-au intoxicat cu gaz. La fața locului, echipajele de salvare au constatat că toate cele 7 persoane, membre ale aceleiași familii, prezentau simptome ale unei posibile intoxicări, vărsături, amețeri și stare de leșin. Pompierii de veni, împreună cu 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, au intervenit de urgență pentru extragerea persoanelor din clădire, acordarea primului ajutor și transportul acestora la Unitatea de Primiri Urgențe din Deva. Toate cele 7 persoane, conștiente și cooperante, au fost preluate de personalul medical al Spitalului Județean de Urgență, care le-a acordat tratament medical de specialitate. Casa de locuit, o clădire cu 2 etaje, nu este racordată la rețeaua de gaz a municipalității, iar încălzirea se face cu butelii de aragaz. Cauza probabilă a intoxicării a fost funcționarea defectuoasă a sistemului de încălzire cu butelii de aragaz.